Revenim în prezent și mergem în bucătăria Laurei Cosoi, unde o să ne prepare un desert care, dacă ar fi fost descoperit pe vremea lui Popei, băi, Ciucă, ia auzi, nu mai mâncai tu acum spanac toată ziua. Deci Laura Cosoi, dacă descoperea desertul ăsta pe vremea lui Popei, acum tu te hrăneai cu tapioca. Înțelegi? N-ai înțeles, nu? Fii atent, reiau, ca să concentrează-te. Încă o dată? Perfect. Deci, oameni buni, Laura Cosoi ne-a invitat la ea și ne-a preparat un desert, care dacă ar fi fost descoperit pe vremea lui Popei, marinarul, nu s-ar mai fi hrănit cu spanac, ci cu tapioca. Pentru că tapioca asta are foarte mult fier. Înțelegi, mă, Ciucă? Mai zic o dată? Deci, Laura Cosoi ne-a invitat la ea, a făcut un desert. Care desertul ăsta, dacă era pe vremea lui Popei, marinarul, înțelegi? Adică Popei n-ar mai fi mâncat spanac, ar mai fi mâncat tapioca, că tapioca asta are fier, ai înțeles, mă? Eu nu mai zic, frate, nu mai zic, e suficient. Privește materialul. Astăzi m-am gândit să pregătesc o rețetă din cartea mea de bucate, Forma gustului. E vorba despre budinca de tapioca. E foarte important de știut că tapioca a salvat de la moarte mulți soldați în Vietnam. Și mi-aduce așa aminte de vacanța petrecută în Vietnam, unde am descoperit de altfel tapioca pentru prima oară. Așa arată o tapioca care este hidratată și fiartă. Tapioca se găsește la orice magazin naturist și de profil. Deci tapioca este ca un fel de cartof, are un gust ușor dulce și are destul de multe proprietăți. Asta e important de știut, că pe lângă fier, care e foarte important pentru femei, mai ales dacă urmează să devii mamă sau dacă ești mamă, e important să... Și în general, în România se spune că există multă carență de fier la femei, așa că tapioca poate să te ajute în situația asta. Recomandată pentru copii mici. Da, este recomandată pentru... Da, exact. Chiar începând cu diversificarea poți să-i dai tapioca. Mai ales dacă o prepari așa, cu niște ingrediente sănătoase, nu o prăjești, nu... Și e foarte important să știi să iei o tapioca care nu e procesată, da? Deci e importantă calitatea acestui produs. Laptele de migdale pe care îl luați în casă, da? Se amestecă cu, cu scorțișoara, pe o linguriță de scorțișoară, două, hai. Depinde cât de aromat vrei să fie. Așa, și apoi pui praful de roșcove, care e un înlocuitor la cacao și tocmai de asta e și foarte bun pentru copii, pentru că, evident, nu agită copilul. Folosești și miere, depinde cât de dulce vrei să fie. Mie îmi place mai puțin dulce. Prin blender. Acum începe distracția. Apoi adaugi acest mix de lapte de migdale. Nucile, care practic în cuptor se vor hidrata. Merg foarte mult pe rețete care să fie ușor de realizat și totul să fie sețioase și sănătoase. Adică pe lângă vitamine, calciu, e un desert care poate fi, și punctez, poate fi consumat de persoanele care au diabet, de exemplu, sau de persoanele care au colesterol crescut. Arată bine. Arată bine și o să fie foarte, foarte bună, o să vezi. Pui deasupra un pic de ulei de cocos ca să se facă crocant. Și o lăsăm la cuptor, aproximativ 20 de minute. Așa, stai să nu împrăști cu totul. Acum mi-amintesc că... Stai, că vorbesc de aici. Nu vorbim de aici. Mi-amintesc că am făcut la un moment dat o salată de asta cu cartofi. Am băgat-o la cuptor, muream de foame, făcusem articol pentru blog, poze, zi seama înainte, step by step, nu știu ce. Și ghișe, vasul nu era special pentru un cuptor, adică s-a spart efectiv când am... Nu-mi venea să cred, muream de foame și așa se și numește rețeta, o rețetă netestată, pe blogul meu. În sensul că am făcut-o și nu am mâncat. Așa arată budinca de ciocolată.
Așa cum vă spuneam, e important să vă dedicați timp în bucătărie, nu vă lăsați constrânși de anumite ingrediente pe care poate nu le aveți, puteți oricând să le înlocuiți, dedicați-vă timp vouă, gândurilor bune și, în primul rând, să rămâneți cu poftă de viață.